Cat. Deci e totul în regulă? Stumbleways? V-am băgat cash-ul? All my money is yours? And now? Magic. Magic. Hai să mai încercăm să mai dăm un spin. Hei. Care ar fi șansele să fie din prima? Let's go. Nicio șansă, ieșim. Mai dăm un spin. Da, am avut imens noroc atunci când am luat pe orbit. Să pice din primul spin, bro, mi se pare chiar super mega noroc. Hei, nicio șansă nici de aici. L-am luat din prima? Ok. Why it's cancel? Tour cancel because for important reason. Să schimbăm limba. Schimbăm limba din engleză, punem în chineză. Devenim chinezi, ia să vedem. Wow, cum arată aici, bro, arată. Și pentru chineză trebuie să dăm 7 spinuri ca să ne pice skin-ul. Devenim chinezi. Hai, ponciun, hajiun, huiujun. A picat scheletele pe care am dat o grămadă de gemuri cu ceva timp. Acum îl iau iară. Tipic. E coreană? E coreană asta? Nu e chineză? Ce mai contează? Eu am vorbit pe coreană mai devreme, dar nu v-ați prins. N-ați avut nicio șansă. Ok. 10 spinuri. Hoji boji ho niu chu hoju. Mamă, cât pe aici să pice. Aici am făcut o incantație pe japoneză. Mi se pare că n-am vrut. Mai mult noroc data viitoare. Ok. Păi și care, dacă asta e japoneză. Hai de viața mea, stai că nu mai știu. Dacă asta e japoneză, care e chineza? Asta de aici? Deci aici suntem cu chineza adevărată? Asta? Asta aici ce scrie? Corean? Și asta e Japan. Păi bro, n-avem chineză deloc. Deci japoneză și coreană. Mai bine suntem pe Japan, nu? Nu avem, bro, nu avem chineză. Hai pe Japonia. Japonia! 10 spinuri. Au plecat, mamă, cum arată în japoneză roata. Incredibil. E matematică, nu japoneză? Dar ce mic arată skin-ul de Dark Angel pe roata față de celelalte. E foarte micuț. Japonia! Hai cu skin-ul. Două skin-uri. Dă două spinuri, că sigur pică. Da, chiar arată ciudat scrisul ăsta de la de japonezi. Turneul a fost anulat. Tournament cancel because he don't tell me only important reason. O, hagi bocho, chio, yao. Pa. Temo chindo, chindo rindo dimu. Da seama că intră să ne pe live, zic ăștia, bă, ce stai mă, frate? E pe Europa și vorbește japoneză, chineză. Dacă nu le înțeleg. Bă, nu e mă ce trebuie, bă, nu e ce trebuie. Alte limbi nu prea știu să le vorbesc. Ce să vorbesc? Polski. Nederland. Hagi ton chin ton in ton biun. Hai bă băiatule bă. Dă-i mă frate mă că pe aia schimb limba. În japonez mă transform în congolez. Deci am dat foarte multe gemuri, nu mi-a picat absolut nimic. Revenim pe English. Europa. Da? Vom da un restart la joc. Și vom cumpăra oferta asta de 3 euro. Din oferta asta de 3 euro voi da 10 spinuri, ceea ce înseamnă că oferta îmi dă 750. Băgând banii la Stumble Guys, probabil ca să-mi dea skin-ul mult mai rapid. Haideți să vedem dacă adevărata fața Stumble Guys-ului este reală. Și gata, haideți să luăm oferta aceasta și după aceea să dăm direct de aici de pe joc, să nu ieșim absolut deloc, dăm 10 spinuri la roată. Gat. Deci e totul în regulă? Stumble Guys? V-am băgat cash-ul? All my money is yours. And now magic. Magic. Wow! Stumble Guys, adevărata fața Stumble Guys-ului. Când vă zic? Când vă zic?
incredibil! Două legendare după ce am luat oferta! Că doar unu-i Mădălin, mă, unu-i Mădălin! Hai de viața mea, deci e imposibil, bro. E imposibil așa ceva, deci e imposibil. Deci când am pus titlul ăsta, am știut. Am știut, bro. Deci am dat atâtea spinuri și nu mi-a picat. Am luat oferta, mi-a dat două legendare la rând, cu 3% șansă. Niciodată nu mi s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Bă, niciodată. Nu mai pot. Și nu mai pot. Am obosit. Atâta, deci atâta satisfacție n-am avut în viața mea. Pe toate jocurile pe care le-am jucat până acum n-am avut atâta satisfacție să bag 3 euro și să-mi dea skin bradere pentru că le-am băgat banii efectiv în cont. Și în viața mea n-am văzut așa ceva. Asta e de... Deci puneți pe unde vreți voi. Deci cei care ca asta mai spuneți pe unde vreți voi. Pe TikTok, pe... Peste tot, frate, pe Instagram, pe YouTube, puneți peste tot. O să pun shorts, o să pun peste tot, să vă arăt că efectiv jocul ăsta e o manevră. E o manevră, bro. Azi, a venit cash-ul, a venit și legendara. Simplu. Ia să vedem, a meritat. Ia uite. Bă, mă, dar vezi că putem să-i schimbăm și culoarea. Uitați-mi chestia asta. Mamă, cât de fain arată cu negru. Vai. Și cum vede, nu e rău. Pot spune că cei mai 3 euro investiți din toată viața mea. Că mi-a mai dat și asta. Ia uite cum face. What? Păi ce, de ce face așa ușor și aici face atât de... Hai să dăm un match aici la Three of Kind. Să dăm un match de solo. După aceea o să dăm aici, cred că bă, chiar ar merita să jucăm și împreună cu abonații, să dăm un match. Dar vreau și să testez să vedem cum e aici, că din ce am văzut pe contul secundar e că îți dă free win. Cam lejer, sincer. Ia să vedem, mă, skin-ul. Mamă, cât de frumos arată, bro. Vezi că chiar e tare skin-ul. Acum, fără nicio caterincă, cu 3 euro, fără 3 euro, chiar îmi place skin-ul, chiar merită. Și apare așa cu albastru ăla. Și cu efectul special de picior. Gen, chiar se potrivește. Nice. Cine m-au trecut câteva secunde și deja... Deja, uite-l pe ăsta, ăsta e hacker, frate. Deci, ăsta de aici e hacker. Omul meu n-are nicio treabă. Bine că n-are nici skin-ul deblocat, adică... Și dacă avea skin-ul deblocat, nu-i făcea asta, mă, la absolut nimic. Cred că e ok skin-ul, nu e așa de... Adică, aripile alea nu te încurca atât de tare, mamă, ce era să pic de pe platformă. A, uitasem să sar. Opa, ce-ai făcut, Merlin? Stai de aici. Ciu! What the? Bro, acolo am dat pum, ce aveți? Frumos, mă, skin-ul, n-ai ce să-i spui. Oferte după oferte, oferte după... De acum încolo nici nu mă voi mai da cu gemuri. Deci dacă vine vreo ofertă de asta de 3 euro, 5 euro și îți mai dă și gemuri în ea și vine vreo roată de asta, cumpăr oferta aia decât să mai dau 10-20 de mii de spinuri. De 10-20 de mii de gemuri pe lângă. Mai bine așa. Că e probabil pun ofertele astea cu un scop. Să-ți dea ție șansă mai mare ca să poți lua skin-ul la roată. Altfel nu pot să-mi imaginez de ce ar băga oferta, știi? De ce ar băga 3 euro... Un singur efect de picior. N-aș vedea rostul. Uite-l pe ăla, se... Ok, nice. Se bătea omul la supraviețuire. Ăsta parcă avea emote? No, se pare că era celălalt. Bă, de ce nu l-am ținut eu minte? Ăla vine se bagă în sufletelul meu. Mai du-te, bă, de aici. Ok. Hai să te vedem, frățiorul. O dăm pe rezistență. Săr, băi, șolobane. Bun, ce fain efectul de picior. Dar și el cât de ciudat e caracterul așa din față, dacă îl vezi pe full negru. Chiar atât ciudat. Cred că pe alb, cu fața albă, se potrivește. Da, pe dark, așa full dark, e mult mai șmecher. Că nu-i vezi ochii, nu-i vezi nimic. Omul umbrei. Unde să sară, frate? Mai e decât ăsta și cu celălalt. Celălalt de ce a rămas în aer? Lol, cred că i s-a gliciuit. Easy. Respect, Stumble Guys.
Mamă, cât de fain e animația de Wim, bro. Cu skin-ul ăsta. De fapt, cred că ar trebui să schimbăm animația de Wim pe aceasta. Ca asta nu se potrivește. Sau asta care cântă la chitară, lol. Și asta de la culori. Asta e default, asta e așa, așa. Albastru, albastru se potrivească cu aripile. Roșu. Mă, pe alb ar mai merge, sincer. Dar nu, cel mai bine, uite, așa se potrivește. Clar, clar, da, hai să luăm pe alb. Hai să vedem. Aici ne jucăm cu persoane random. Pentru că aici nu o să-mi dea target. Ia, ne ducem și dăm un pumn, oh my god. Hai să nu vină vreunul din spate și să-mi dea emote. Nu vine niciunul? Ok. Cum îl cheamă posta? Nu-mi place de tine și de numele tău. A meritat ca să pice, ce credeți? Ia cât pe cei să-și ia nouă. Bro, dar ce naiba se întâmplă să runde de 20 de secunde? Hai că am ajuns în finală. Ne ducem pe player ăsta din spate, fiți atenți aici. Deci, BOOM! Ce lejer. Ia, vine ăsta cu emote. Eram sigur. Uite-l el. Mă, nu mai sări că te rezolv. Cel mai ciudat este când... Ok. Și tu ai? Ok, mai era unul. Și noroc că nu m-a prins. Ia să vedem, deci fiți atenți aici. Va sări, îi voi da emote și aia a fost. Destul de smart. Și aveau toți emote-uri, lol. Animația de win, da. Next level animația asta. Hai să vedem primul meci. Aici jucăm cu abonații. Ia uite, l-avem pe Ciocănescu. Ciocănescu cu skin nelansat, ce părere aveți? E ce trebuie? Domnul Ciocan Ciocănescu. Vom da emote aici. Ca să fim în fața domnului Ciocănescu. Bine, sui, vamos. Mamă, vezi că am mașină puternică. Doamne, cum se vede skin-ul ăsta în mașină. Cât de tare. Bro, vezi, chiar se potrivește. E cât toată mașina, gen. Zici că mașina are aripi. Wow. Chiar super tare, bro. Se potrivește. Respect. Bă, culmea e că avem 4 skin-uri de data aceasta în meci. 5 skin-uri. Ok, mulțumesc. 5 skin-uri, mai e vreunul în meci cu skin-ul ăsta? Cred că da, cred că sunt toți. Arată prea bine skin-ul, bro. Ar fi idee ca să facem un room, dar e imposibil. Să facem un room plin de skin-uri din astea. Cât de tare. Ok. Aripile astea aici la țepi te cam încurcă super mult. Opa, Penelopa. Stă fișela după mine să-mi dea target. Deci în final avem 4 skin-uri de genul acesta. Da, nu știu ce să mai zic. Clar, vă pun apariu că nu cred că au dat gemuri pe ele, s-ar putea. Sau poate că au dat gemuri, n-avem de unde să știm. Nu vreau să vorbesc greșeli. O să vorbesc ceva ce nu prea știu. Ok. Aici e ciudat piciorul, bro. Piciorul mi se pare foarte enervant. De asta în prima fază băgasem un turneu fiind cu laser cu pumn doar, fără picior. Și după aceea am zis că îl modificăm. Ok. Săracu fișii. Săracu, bro. Și-a luat target fără să vrea. Ok. Ce mai bine e să te duci așa, să sari și să dai knockback. Bun. Stăm calmi. Aoleo. Bă, pe laser chiar e ok skin-ul. Nu putem spune că e ceva... Incredibil. Incredibil de rău. Ia să vedem aici pe cine mai avem noi.
Doamne, ce s-a întâmplat acolo, bro. Și intră și pumnul bine cu skin-ul ăsta. Probabil că o să dea picior acolo. Nu cred. Hai să ne focusăm. În regulă. Pum, și cam asta a fost. GG, well played și meciul acesta. În finală, după ceva timp, avem over and under pentru că am făcut o greșeală mai devreme și n-am reușit ca să mă calific. Hai să sărim, sărim aici. Aici trebuie să faci perfect run de la bun început. Ok. Și să nu te încurci. Aici vine chestia asta, sărim aici, totul bine și frumos, sărim aici, sărim aici. Și cam easy, nu știu cum să vă zic. Acum vine chestia asta aici, așa, așa, așa. Și perfect run. Asta a fost win-ul. Let's go! Subscribe! Subscribe!